Salut, sunt la grădinița numărul 7, un alt proiect despre care PSD spune că este doar pe hârtie, pentru că nu l-a văzut în nu știu ce execuție bugetară. După cum vedeți, suntem cu șantier în lucru, grădinița numărul 7 se modernizează, se anvelopează termic și se creează un spațiu mult mai bun pentru copiii noștri. E o grădiniță făcută acum multe zeci de ani, lăsată de izbeliște, începem și noi să o aducem la față, începem să facem ceea ce trebuia făcut de mult. Nu le putem face pe toate deodată, dar ne apucăm rând pe rând și le rezolvăm pe fiecare. Este o grădiniță pentru care avem finanțare prin PNRR, banii se vor deconta direct de către minister, către constructor, dar proiectul de finanțare este depus de Primăria Sectorului 2. Am stat de vorbă cu constructorul, îmi spune că va fi gata pe 10 septembrie. Sigur, ar fi fabulos să fie gata pe 10 septembrie, că atunci începe școala. Așteptările mele sunt un pic mai pesimiste, dar sunt convins că anul acesta toată munca pentru această grădiniță va fi gata. Vom deconta și toți banii care se vor întoarce la Consiliul Local să-i putem investi în alte grădinițe.